Funcționarii publici și persoanele cu funcție de demnitate publică sunt obligate prin lege să completeze anual declarațiile de avere și interese personale. Aceștia trebuie să raporteze ce venituri au obținut și ce bunuri dețin în proprietate sau în folosință. Toate declarațiile sunt colectate de Autoritatea Națională de Integritate și publicate pe site-ul declarații.ani.md. Portalul funcționează în felul următor. Scriem numele și prenumele funcționarului. Apoi alegem tipul declarației, de avere și interese personale și indicăm perioada pentru care căutăm informații. Pentru o căutare mai exactă, mai jos putem indica și denumirea organizației, departamentul sau localitatea în care activează funcționarul respectiv. În continuare, apăsăm butonul Caută. De exemplu, în ultimii 2 ani, Gheorghe Cavcaliuc a depus declarații de avere deținând mai multe funcții. În 2017 găsim că el a fost șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției, iar în 2016 șef adjunct de direcție în cadrul aceluiași inspectorat. Declarația propriu-zisă o deschidem în format PDF accesând ultima coloană. Dacă dorim să analizăm declarațiile mai vechi de anul 2016, revenim la tipul declarației și selectăm opțiunea Declarație de venit. Astfel putem vedea celelalte declarații depuse de Cavcaliuc, începând cu anul 2012. Este important să studiem toate declarațiile depuse de funcționar, astfel am putea depista unele conflicte de interese sau lipsa unor proprietăți pe care nu le-a declarat intenționat. Despre averea nedeclarată a lui Cavcaliuc, Rise Moldova a publicat o anchetă în aprilie 2018. Colonelul de poliție a uitat să raporteze cele 2 apartamente primite în dar de copiii săi minori, dar și venitul obținut din vânzarea uneia dintre locuințe. Deși, în interviul pentru Rise, șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției a negat că deține astfel de proprietăți, în scurt timp, Cavcaliuc a depus în mod repetat declarația de avere, iar de această dată a raportat și apartamentele copiilor.